Ele é mouse. Ești cel mai bun din România în momentul de față. Aaa, curine, dorm în pat pe ele cu banane. Partea aia neagră de la banane sau nu? Bine, v-am găsit la un nou episod absolut senzațional, de incredibil de senzațional. Ce faceți? Sper că ați avut și aveți o zi mirobolantă. O să apară o frază pentru o secundă. Ori la început, ori la sfârșit, ori la mijloc, nu știu când o să apară pe ecran, dar pentru o secundă o să fie o frază secretă. Persoana care găsește fraza aia și lasă un comentariu și butonul de like la are albastru la acest videoclip primește o inimioară. Respect și nu uitați că mă puteți susține, suportă creator Paul 2M și vă pun pe Insta persoane care cumpărați chiar și de 200 de V-Bucks. 3, 2, 1, GO! Ele mă auzi? Salut, doamna banană! Salut, hai, salut! Doamna banană, dar nu prea aveți, nu prea aveți voce de doamnă, mai tare de domn de 30 de ani. Câți ani aveți, doamna banană? Am 15 ani. 15 ani! Ok. Te ține? Mă ține! Mă ține coaja la banană! Hai mă să vedem 1v1! Domnița! Hai mă că nu te ține! 3, 2, 1! Începem prima rundă, banană versus banană. Doamna banană, vreau să te întreb, de ce, adică cum aveți vocea așa groasă? Înțeleg, aveți coaja tare, dar ce, care este secretul către o voce așa groasă? Că îmi place vocea dumneavoastră. Opa, v-am spart coaja. Mănânc multe banane și am mult, îmi place, nu știu de ce. Multe banane? Deci dacă mănânc și eu multe banane, o să am vocea ca tine? Da. Opa, v-am blocat un pic acolo, că nu mi se încrețească coaja de... Groasă, mai trebuie să mai și le tragi pe nas. Bananele, să le tragi pe nas. Da. Așa mănânci tu bananele? Da. Ce zi, nu? Asta e că tu ne-ai voce așa gros. Opa! Haideți, domnița bananuță. Ne-am să vorbiți serios, tanti. Doamne, frate! De codul ăla, bă, n-am văzut nimic, mă! Asta e skin-ul tău... Obișnuit, cu skin-ul de banană te joci tot timpul. Ești așa mare fan. Da, păi... Eu sunt mai bun jucător de banană din toată România asta. Nu vezi mai bun jucător ca mine. A, deci te joci cu bananele. Banană. He he, boy. Ești cel mai bun din România în momentul de față. A, nu vezi? Mă joc. Acum nu există nimeni să mă bat. Cu skin-ul ăsta de banană, asta e cel mai bun skin. A, da, ai mai făcut? Ai mai făcut 1v1 cu alte banane și cumva tu ai câștigat? Da, 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 păi tot timpul câștig. Eu sunt regele banană. A, da. Zeu bananelor. Am auzit că voi bananele astea, care ăștia fanaticii cu skin-ul de banană, aveți un concurs special în care vă jucați între voi cu skin de banane. E adevărat? Chiar există chestiile astea? Da, dar nu oricine poate să ajungă așa. Doar cei ca mine. Cum? E organizația banană? Cum? Uuuu! Da, play. Mamă, dar ești un pic tryhard. O banană, de fapt, tryharderiță ești, că ești... Ești bea sau fata? Sunt un băiat. Care îi băiat foarte mult bananele. Cea mai bun ca mine n-ai văzut în viața ta. Da, e cea mai bună banană cu care m-am jucat azi. Păi normal, frate, cu cine poți să te mai joci? Eu sunt regele României. Sigur. Aute, bă, frate, bă, cum s-a editat asta. Bă, noroc ai. Aute, bă, noroc ai, bă, copile, bă. 3, 2, 1, let's go și cu runda a treia, dar vreau să te întreb, îți plac bananele sau pur și simplu s-o nimerit ăsta să fie skin-ul tău? Care e faza cu nu asta frate, că nu prea înțeleg? Eu văd bananele. Da. Ca pe o artă. Banana ca pe o artă, ok, ok. Când mănânc banane, am figurine, dorm în pat pe ele cu banane. Deci ești fan banane, cum s-ar zice. Da.
What the fuck? Înțeleg să mănânci banane. Și mănânc, îmi fac un milkshake de banane. What the fuck? Deci mănânci banane, bei banane. Da. Dormi cu banane. Bănuiesc că visezi banane, da. Sau nu visezi câteodată? Și cum arată un vis de-a tău cu banană? Una așa mai grasă, spulentă, nu știu cum să explic. Bă, frate, bă. Noroc de banană. Noroc de banană. Și mie îmi place skin-ul ăsta de banană. Am dai și mie voie să mă joc cu skin-ul de banană sau? Sau n-am voie? Doar dacă ai, doar dacă ai potențial. Și organizația aia, referitor de organizația voastră de banane, cu societatea asta secretă a voastră, cum ai reușit să intri? Primul rând, trebuie să fii un adevărat lucrător de banane. Mamă, cum am ratat aici, un cați. Băga mi-aș, Paul, de mă pe shop. Bă, doamne, ce hituri îmi prins de iurea, bă, ai un noroc. Ai un bulan, da. Copile. Da, am o coajă tare. Tu mănânci partea aia neagră de la banane sau nu? Vezi că e bit, hai. Normal, frate. Nu îmi zic că... Nu-mi zic că aia e cea mai... Aia e cea mai sănătoasă. O, oh, frate, o, oh, doamne. Oameni, bă, copile, bă, ce noroc ai. Dar nu sunt copil, frate, sunt o banană. 3, 2, 1. Să vedem domnița, domnișoara, doamna, stimabila. Doamna banană. Doamne, bă, chiar ai noroc, frate. Da, noroc, 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 da. Aș vrea și eu să intru n-ai, în organizația asta. N-ai ce căutat în societatea. Noi nu primim banane cu patru cu? Ochi. Aragazul cu patru ochi. Și ce vrei dacă port ochelari acum? Dacă îmi dau jos ochelarii? Dacă îmi dau jos ochelarii? Sunt chiar curios, aș face un episod super fain cu societatea voastră de banane. Dacă nu mai e ochelarii aia. Ia uite, bă, frate, bă. Doamne, cum îmi dai, bă, bă, dar de iurea, bă. Ce noroc ai, mă, copile. Domnița banană. Aragazele cu patru ochi. Dar tu ești doamnă? Cum îți zic prietenii? Doamna banană, domnul banană? Că nu prea sună bine domnul banană. Mai mult doamnă. Cum îți zic prietenii tăi banane? Sau cum vă ziceți între voi? Eu sunt banana numărul 57. Trist așa cum are. Ba nu e adevărat. Trebuie să fim toți egali. În afară de tine, că ești un aragaz cu patru ochi. Banană cu patru ochi, frate, te rog frumos, măcar atât. Banană. Mamă. Ai, doamne, frate. Doamne, tu vrei să intri la noi în clan, mă? În societatea noastră, mă? Hai că am auzit-o și pe asta, frate. Dar ce are, bro? Tu, nu dai tu dovadă de... What the fuck, frate? Începută? Oh, mamă, ce... Ce-mi place de tare trucul ăsta pe care îl folosesc la început? Toate bananele picăm. Ups, toate bananele picăm plasă. Tu cum ai intrat în organizația asta de banane? Ce trebuie să faci? Ah, înțeles. Ești foarte simplu, frate. Trebuie să începi să mănânci 100 de banane pe zi. What the fuck? 100 de banane pe zi. Ca să intri în clanul vostru. Și bananele astea... Cine le cumpără? Cine cumpără 100 de banane în fiecare zi? De unde cumpări în primul rând 100 de banane în fiecare zi? Trebuie să te descurci, frate, dacă vrei să intri în asociația noastră. Cumva dacă intru în organizație, plătiți voi cu banane sau? Nu, ca să dai dovadă de... Doamne, mă! Easy, bro! Adică nu easy, nu easy. Să devin și eu toxic, ușor, ușor. O banană europeană, frate. Cu drepturi europene, n-ai tu șansă să mă bați. Dar te-am cam bătut. Oameni, bă, frate, nu ești bun de nimic, frate. Degeaba, hai, pa, banana terminată. Oh yeah, she likes a man.
Not a little boy, gotta have a plan. Yo, he's not unemployed, got a couple grand. And he's always got a way of staying in command. Oh yeah, and he likes to bathe. Trying something new and she's not afraid. Dressing up all cute and she looking great. And she know how I do almost everything.